O femeie în vârstă de 45 de ani a fost operată de urgență după ce a înghițit la stomatolog un ac cu lungimea de 4 cm care i s-a înfipt în plămâni. În timpul vizitei, medicul stomatolog care lucra la devitalizarea unui dinte a scăpat din mâna acul de 4 cm, care a căzut în jos pe căile respiratorii ale femeii. Acul a trecut prin toată traheea pacientei și s-a blocat în bronhia inferioară a plămânului drept, provocându-i probleme de respirație. Femeia a fost operată la spitalul Policlinico din Bari, centru de referință în sudul Italiei, pentru operații de îndepărtare a corpurilor străine din tractul respirator. Ea a fost intubată imediat ce a ajuns la spital și supusă unei endoscopii pentru îndepărtarea corpului străin din plămân. Operația a fost încheiată cu succes de echipa medicală de chirurgie toracică a profesorului dr. Giuseppe Maruli, care a declarat: "Acest caz vine după o perioadă în care am avut mai multe operații de acest gen, cum ar fi îndepărtarea unui molar înghițit de un pacient, a unui cui ținut în gură de un muncitor și care i-a ajuns în bronhii după ce a tușit, a unui bob de strugure inhalat de un pensionar în vârstă de 80 de ani și chiar a unei monezi de 5 cenți inhalată de un pacient de la psihiatrie." Pentru majoritatea operațiilor de acest tip, conform celor aflate dintr-un comunicat de presă, se folosește de obicei un bronhoscop, flexibil sau rigid, echipat cu o pensetă cu coș. În acest fel, corpul străin este capturat și îndepărtat. Aceste intervenții necesită de obicei o expertiză tehnică considerabilă, a mai adăugat profesorul Maruli. Peste 200 de bronhoscopi pentru corp străin suspectat au fost efectuate în ultimii 10 ani la Spitalul Policlinico din Bari. Într-un caz din trei, corpul extern a fost găsit în căile respiratorii, relatează rotalianul.ro.